În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Prebiții mei și anul acesta, Sfântul Ierarh Nicolae, ne-a adunat la prăznuirea sa în comuniune de rugăciune la Sfânta și Dumnezească Liturgie. Sfântul Ierarh Nicolae, acest bătrân înțelept cu suflet de copil, ne adună și ne dăruiește daruri. Ne folosim și noi de spus a poetului Chiar dacă ghetele au număr mare, în noi se bucură copilul de orice dar, oricât ar fi de mic. Așadar, cu toții suntem copii la suflet, așa cum a fost și Sfântul Ierar Nicolae, deși a ajuns la dânci bătrâneți, el a rămas cu suflet de copil tocmai de aceea iubește copiii, iubește pe cei mici, dar iubește și pe cei mari care și-au păstrat neprihănirea lăuntrică. Și vă mărturisesc de la inimă la inimă că în ajun de sărbătoarea sa se fac daruri copiilor. Și mă bucur atunci când pot fi și eu alături de Sfântul Nicolae, dăruind, fiindcă atunci când dăruim, dobândim totdeauna, și vă spun, fiind aici și mama Nicoleta, mama tânărului Ioan Vlad, care este paralizat, este pe patul durerii în urma acestei înțepături banale de căpușă. Ieri am fost, aseară de fapt, am fost la dânsul în ajun de Sfântul Nicolae pentru a încuraja pe mama care poartă numele Sfântului Rar Nicolae și care a venit acum la slujbă și urmează să se și cu minece, dar și pentru a aduce bucurie acestui minunat tânăr Ioan Vlad, pe care îl pomenim neîncetat în rugăciunile noastre, ca Domnul să-l ridice și să-l tămăduiască de plin. L-a ridicat din coma profundă în care a stat câteva săptămâni, deși medicii erau foarte sceptici și îl va ridica și din paralizie, fiindcă el este conștient. Deși nu poate să vorbească, a, a spus câteva cuvinte scurte, le-am citit așa de pe bu bu buzițele sale, de pe buzele sale și s-a bucurat nespus atunci când l-am împărtășit cu trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Nu pot să redau un cuvinte, zâmbetul, surâsul care i-a înflorit pe chip atunci când s-a împărtășit cu trupul sângele Mântuitorului Iisus Hristos și cred că cele mai prețioase lacrimi, mai prețioase decât orice diamant, sunt lacrimile de bucurie care au curs din ochii săi blajini. Așadar, iubite frate și iubite soră, la această mare sărbătoare dedicată ierarhului care este chipul blândețelor și al bunătății și noi trebuie să fim buni și să învățăm pe copiii noștri să fie buni, așa cum îl vestim pe Domnul cel Bun în aceste colinde premergătoare sărbătorii nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Ne bucurăm de plin că, iată, a venit din Bucovina și mult îndrăgita noastră Doamnă, ambasadoare și purtătoare a cântecului nostru strămoșesc, care din lada ei de zestre muzicală din Bucovina, a ales cele mai frumoase colinde și le-a pus între stuții ei de la Zikov și le-a dus aici, departe, în Scandinavia, pentru a ne aduce alinare. Mă bucur că alături de dânsa este și domnul ambasador, Daniel Ioniță, mă bucur că este și doamna naistă, Dana Dragomir, care împreună cu cei mai cunoscuți interpreți de muzică din Scandinavia... A făcut și face cinste poporului nostru român drept îmăritor. și mă bucur că este și doamna Simona de la Institutul Cultural Român, și dumneavoastră, toți cei care v-ați adunat la Dumnezească liturghie și la ceea ce va fi după slujbă, când doamna Sofia ne va cânta câteva colinde și ne va recita câteva poezii din creația sa lirică. Însă, iubiții mei, Sfântul Nicolae ne aduna pe toți, și pe cei mai de departe, și, mai cei de, și pe cei de aproape, de aceea se cuvine să îi mulțumim. Acesta este Sfântul Ierar Nicolae, Ierarhul blând, cu inima arzătoare, cu inima care arde pentru toți și el nu poate să treacă nepăsător pe lângă tine, scump frate și scumpă soră, atunci când ești în nevoie, atunci când ești strâmtorat, atunci când ești rătăcit și ai nevoie de îndrumare, atunci când ești căzut din pricina necazurilor, și vrei să te ridici, nu poți cu propriile tale puteri, însă Domnul îți dă ajutor și îți îl trimite totdeauna alături pe Sfântul Ierar Nicolae. Fiindcă toți sfinții nu sunt doar modele, de urmat, care ne luminează, care ne inspiră, care ne însuflețesc, ci ei sunt alături de noi și sunt împreună cu noi la Dumnezeiasca liturghie, dar și în viața de zi cu zi. De aceea Sfântul Ierar Nicolae ne este alături în toată vremea și El ne oferă daruri și celor mici și celor mari. Cu toți avem suflet de copil, așa cum am spus, El însuși este bătrânul înțelept cu suflet de copil. Și darurile se, se fac cu mare discreție la sărbătoarea sa, fiindcă el însuși a dăruit cu multă discreție. Iar acest obicei al oferirii cadourilor celor mici la sărbătoarea Sfântului Nicolae își are originea într-o minune pe care a săvârșit-o Sfântul Ierar Nicolae cu trei copiile, cu trei fete care erau decăzute, care din pricina sărăciei materiale tatăl acestora dorea ca să le dea să se prostitueze, să cadă în păcatul cumplit, al desfrânării, fiindcă nu avea zestre pentru ele. Iar Sfântul Ierar Nicolae, auzind de această decădere socială a acestei familii greu încercate, nu s-a dus ca să le țină predici, nu s-a dus acolo ca să îi moralizeze și să le bată obrazul, să umple văzduhul cu multe cuvinte, nu, ci s-a dus la, la miezul nopții în mare taină cu multă discreție și -a aruncat în fiecare noapte câte trei pungi cu galben de aur acestor fete sărace, ca tatăl să le poată oferi zestre și să le mărite. Și astfel le-a izbăvit din păcatul desfrânării, din această cumplită încercare prin care trecea această familie săracă. Ceea ce ne, ne arată, iubite frate și iubite soră, că sărăcia poate fi și o virtute, însă poate fi și o pacoste, poate fi și un flagel atunci când ne degradează, atunci când ne înjosește și uh, ne determină să uh, cădem duhovnicește, sufletește. Nu, nu trebuie să ne descurajăm, chiar dacă efectele acestei căderi sociale pot fi cumplite pe plan moral, nu trebuie să ne descurajăm, ci să ne punem nădejdea în ajutorul lui Dumnezeu, să-i cerem ajutorul Sfântului Ierar Nicolae. Iată, este gramnic ajutător, nu întâmplător este numit făcătorul de minuni, deși nu a lăsat nicio scriere dovnicească asemenea marilor ierarhi ai bisericii. El nu a scris nimic, însă a scris învățătura sa în inimile tuturora.